Selectat în urma unor acțiuni desfășurate în luna martie la Ploiești și în luna aprilie la Nucet, Alexandru Catinca a fost unul dintre cei doi prahoveni alături de Luca Studor de la Petrolul Ploiești, care au făcut parte din lotul regiunii 3, ce cuprinde Prahova, Dâmbovița, Călăraș și Ialomița, Ilvov și Telorman la jocurile test desfășurate la Govora. Au fost partide la foc automat cu regiunile 1, 2 și 4, fiecare jucător evoluând în câte șase meciuri, în urma cărora reprezentanții Federației Române de Fotbal și-au făcut o primă impresie în privința generală. 2013. Săptămâna viitoare, în perioada 13-15 iunie, alți doi jucători de la CSM Petrolul Ploiești, portarul Vlad Tronaru și fundașul Eduard Zaharia, vor participa tot la covora la o acțiune similară organizată la nivelul generației 2011.